sunt mari înțelepți? Copii. De ce? Pentru că se bucură. Se bucură de orice, pentru orice, ziua, clipa, momentul prezent, este o bucurie. Se dăruie în orice. Și asta înseamnă bucurie. Dăruire înseamnă bucurie. Bucuria de a fi aici, de a face ceva împreună, de a te putea să te ajut cu ceva, e o bucurie. E dăruire. Și atunci asta înseamnă iubire. Și nu fac nimic. Ei sunt ca niște copii, se bucură de orice. De un nimic care pentru tine ți se pare că parcă-i cu capul. Dar de fapt nu-i cu capul. De fapt, asta e natura sufletului. Că dacă te uiți în spatele velișului ăsta, vezi că de fapt sufletele sunt copii, pur și simplu. Copii care se joacă. În spatele velișului tău nu vede decât un copil. Copil care râde, se bucură. Copilul nu știe ce e rău, ce e bine. Ai văzut, îl înveți tu că asta e așa, se împartă. Învățăm că noi le băgăm programele. Ei nu știu, ei pur și simplu sunt copii și se bucură. Fiți precum copiii. Se bucură de orice. Deci, dacă iubești pe persoana din fața ta, pe ființa din fața ta, că nu e persoană, nu o modifica, lasă-o pace. Când ai început să modifici, să știi că tu te îndepărtezi de divin, nu cel din fața ta. Cel din fața ta e ok, problema e mintea ta, acolo este problema. Eu am încetat să fac asta de foarte mult timp, adică ai văzut că nu mă... Te lasă în pace să fie. Nici nu contează cum ești, pentru mine oricum e bine. Măcar pe... Dacă mă întreb, ești perfect. Nu ai nimic. Ești cel mai frumos, cel mai bun, cel mai... Și asta nu-s cuvinte. Asta e o practică pe care am practicat-o și este foarte bine, că nu ai nicio... Îți dai seama că ești în pace tot timpul, apoi. În momentul în care începi să îl judeci pe cel din fața ta, să-l critici, să-i aduci un... Îți faci ție o nedreptate, că automat începi să te superi, începi să ai tensiune, începi să... Și asta unde duc, ca ne plece. La suferință. Lasă-te pe tine moare. Că vei vedea că este iubire acolo. Lasă-te pe tine moare.